De la o traducere poate să înceapă și un război, dar nu orice fel de traducere, ci una mai plină de creativitate. Noroc că suntem prieteni cu americanii, care au anunțat într-o conferință de presă că vor dubla investițiile pe aeroportul Mihail Kogălnicianu. Ascultați varianta bilingvă. When we train together, we will operate together and we'll do it better and better and better. And that's the whole purpose of Joint Task Force D's. Să facem din ce în ce mai bine și mai bine și mai bine. Maverick, get down here and get this asshole off me. The United States sees our partnership with the Romanian military as an enduring relationship. Noi vedem această întrunare cu armata românească ca o întrunare permanentă de lungă durată. I can't shoot this son of a bitch. Let's see if we can have a little fun with him. It's important that we continue to develop and mature our military to military relationships. În primul rând, începem să dezvoltăm din ce în ce mai mult. Watch the birdie. General locotenent Sorin Ion, locțiitorul șefului statului major român, a avut nevoie de toată diplomația din lume pentru a salva situația în câteva momente, atunci când devenise tragică. What we are training are small unit tactics, techniques and procedures. Acest antrenament este de antrenament și pentru ce ne antrenăm este tactice minore și de armă. For the United States, this is a joint exercise. Acest exercițiu este un exercițiu de întrunire care eu personal am. Today there's been exercises between both sides with different both types of guns. În cele din urmă, generalul român a prins un moment când nu mai părea ciudat pentru nimeni că o să traducă el singur pentru comandantul american și a reușit să salveze cât de cât aparențele. Engleza românizată a făcut senzație încă de pe timpul președintelui Iliescu, celebru după ce a spus la CNN că rațele se trag din camioane, deși ar fi vrut să spună că dacii se trag din traci. Însă în topul gafelor rămâne traducerea în timpul vizitei lui George W. Bush la București, acum 6 ani, când dumărul american a fost înțeles ca șold românesc.